Încă de sâmbătă noaptea, primăria municipiului Moreni a intervenit pentru derajarea străzilor, astfel încât circulația să se poată desfășura fără obstacole. O situație ceva mai dificilă a apărut pe DJ720A, care era cât pe ce să fie blocat. Nu sunt nici drumuri blocate, nici cartiere. S-a acționat cu 11 utilaje de dezăbezire și cu tot personalul Serviciului Public de Dezvoltare, încă de sâmbătă noapte, de când au început fenomenele astea meteo extreme. A existat pericolul ca să fie blocat DJ-ul 720A de la intrarea în municipiul limita cu județul Prahova până la ieșirea din Schela Mare spre Târgoviște. Și s-a intervenit în timp util? Și s-a intervenit în timp util și nu s-a blocat drumul, pentru că la asta a fost și una dintre priorități, să nu fie blocate ieșirile din oraș ca să poată circula. Și apoi s-a intervenit și pe marile, cele două bulevarde din Moreni și pe străzile secundare, laterale. Sunt altfel de probleme, știu și eu, persoane vârstnice care nu se pot deplasa și care au nevoie de ajutor. Persoane vârstnice n-am avut până acum, n-am avut nicio sesizare de genul ăsta, decât tot așa, pentru că n-am avut decât 11 utilaje de dezăpezire. Întâi s-a acționat pe străzile mai mari și apoi s-a intrat pe străzile astea micuțe și lumea a tot sunat că să vină și la ei și până la urmă s-a rezolvat, dar lumea a înțeles mai greu. Dacă în primele zile zăpada a fost strânsă la marginea drumului, acum s-a trecut la etapa a doua a operațiunii. În această dimineață a început degajarea zăpezii, colectare, transport și depozitare, cea mai rămas pe carosabil.